Ziua României a fost sărbătorită cu mult fast și în orașul Orhei. Peste 100 de oameni cu tricolorul prins în piept și alte simboluri ale națiunii românești au ieșit în stradă pentru a marca această sărbătoare. Printre invitații de onoare a fost și ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Manifestațiile au început la Biserica Ortodoxă Românească Sfântul Vasile de la Poiana Mărului din oraș, acolo unde a fost oficiată o slujbă de cinstire și pomenire a soldaților români căzuți pentru patrie. După slujbă, în fața lăcașului sfânt a fost sfințit un tricolor imens. Ulterior, toți participanții au mers în marș până la monumentul lui Vasile Lupu din centrul orașului Orhei. Participanții la marș au spus că Ziua României este marcată la Orhei tradițional prin diverse evenimente. Este o zi foarte importantă pentru întregul popor românesc și respectiv pentru a ne susține unul pe altul, fiindcă suntem frați de sânge, avem aceleași valori care trebuie respectate. Azi e Ziua Națională a României, Ziua Națională a tuturor românilor, a românilor de pretutindeni și de aceea am venit să fiu împreună cu toți românii ca să sărbătorim această frumoasă zi. Doresc ca să fie reîntregită, să fie României cum a mai fost cândva. Cum se scandează că România nu a avut graniță niciodată la Prut. Am venit la această manifestație să manifestăm mare unire și dorim României prosperitate, dezvoltare, să devină o țară modernă, europeană și să facă unirea cu Republica Moldova. Când se cântă imnul României este și soarele, cred că special pentru noi a fost comandat o astfel de vreme frumoasă. Pentru noi este ziua în care aniversăm 101 ani de la Marea Unire din 1918. Cu 101 ani în urmă s-a realizat visul de aur al poporului român, așa cum foarte frumos îl numea Regina Maria. La mulți ani români, la mulți ani România! Evenimentul a continuat cu un concert susținut de mai mulți copii.